40 de ani, așa spune. Azi noi venit la întâlnire cu voie bună și cu flori, cu dulce amintire, de griji o clipă să uităm, de muncă cum ne aflăm, de altfel nu se poate, dar timpul trece nesimțit și viața noastră îndată. Ne pare rău că s-a sfârșit aceea ce a fost odată. Ce a fost, mai mult nu va veni. Purtăm cu drag în gând, sperăm că ne vom mai întâlni, măcar din când în când, vreodată. Acum aș dori să spun la foștii mei elevi că nu mă întâlnesc nici de Ziua Învățătorului, că Ziua Învățătorului noi sărbătorim prima duminică din luna octombrie, îi fric, oamenii sunt cu lucru ocupați și vreau să le spun o poezie. De ziua ta, Învățătorule, aș dori ca cerul să fie senin, să încălzească pe tot soarele și chipul tău de bunătate plin. Să înflorească toate florile de toamnă, iar norii să fie liniștiți, așa cum voi ședeați la lecții și mă ascultați cu atenție, erați cuminți. Eu cuprindeam cu ochii toată clasa, vrând ca toți să înțeleagă că învățând cu drag în școală, comoară ți-a adunat pe viață întreagă. Cu ani ați crescut, sunteți de-acum amari, mulți au devenit și oameni cu renume, dar și acum sunteți ai mei școlari și mult vă mulțumesc cu plicăciune. O floare cu respect v-aș dărui, din suflet dulce, plin de fericire. Voi sunteți exemplu de o aleasă dăruire. Și dacă azi departe ați ajuns și nu puteți veni la mine, eu vă iert, iubiți învățători, dar să primiți urările mele de bine. Dumnezeu să vă dea de toate pace în suflet și sănătate. La mulți ani! Să ne întâlnim! Mari.